Bună ziua, dragii mei prieteni! Astăzi îți arăt o rețetă bombă, atât de gustoasă, are un miros nemaipomenit în casa mea, în bucătăria mea. Deci, perfect! Sunt ardei cu ciuperci, cașcaval, orez la cuptor. Deci, sunt foarte gustoși, fac foarte repede. Puteți spuneți alt tip de ardei care vreți. Uitați-vă și de bine arată. Minunat, cu cașcaval, perfect! Nu vei regreta de această rețetă și cu mult drag ai să mă pomenești pentru această rețetă super, super bombă gustoasă. Deci eu am pus în tavă 50 mg de ulei, spate de floarea soarelui, spate care grăsimea doriți, numai nu întură de porc. Și pun o ceapă. În cazul meu eu am pus ulei de măsline și ruminesc ceapa foarte bine. După ce am undat ceapa mea, o culoare așa aurie, eu adaug un morcov ras prin răzătoare. Un morcov mediu. Și gătesc ciupercile, le tai foarte mărunt. În cazul meu sunt șampinioane. Aștept puțin să încorporeze morcovul și tai ciupercile. După ce morcovul meu este aproape gata, amândat, eu adaug 4-5 ciuperci. Dacă aveți 6, nu e nicio problemă, adăugați 6. Și amestec foarte bine, aștept ca ciupercile mele să prăjească și ele. Eu nu mai pun mai mult grăsime, la mine este suficient. După ce ciupercile mele sunt undate și ele, eu adaug 20 grame de pastă de roșii. Pastă de casă, pastă de ardei, pastă de roșii care aveți voi. Și amestec încă 2-3 minute și stâng toată prăjitura mea. Prăjitura mea este gata și eu o stâng. Uitați-vă ce culoare frumoasă are. Foarte frumoasă. Dacă mai doriți, mai puneți, de exemplu, un ingredient, un legum, un caprazu, o ca alte legume, cu mare drag. Dar eu prefer așa. Natural, arată perfect de bine. Am pus într-un vas apă. Am pus 150 mg de grame de orez și las să fiarbă 7-8 minute. Deci eu am orezul meu deja fiert. Ia uitați-vă cum arată. Deci nu este ca să fie lipicios, da? Așa. Am orezul meu gata. Am 150 grame de piept dat în mașina de tocat. Am prăjitura mea care am făcut-o și v-am arătat-o cum este. Are o culoare foarte frumoasă. Am sare, mărar, uscat și ingrediente la dorință, care vreți. În cazul meu, eu am pus ingrediente pentru pui și ingrediente pentru sarmale. Și clar că am piper negru la dorință și ardeii mei. Dar voi puteți spuneți care ardei doriți. Eu iubesc acești ardei și eu voi pune într-așa mod acești ardei. Cum fac eu în felul următor? Mai întâi tai ardeii în jumătate. Deci eu ardeii mei am tăiat în două. Așa, pe toți. Am și portocalii mai mărunțel, am și roșu mai mașcat și dăm în parte. Și într-un bol punem orezul nostru, deja fiert. Așa. Punem prăjitura cu ciuperci. Așa. Punem carnea tocată, sare după gust, mărarul uscat, ingredientele pentru cărnița noastră. La mine sunt de pui și de sarmale și piper
Negru după gust. Și amestecăm foarte bine. Amestecăm foarte bine în plutura noastră. Și la urmă, după ce este gata, adăugăm 50-70 de grame de cașcaval ras. Eu vă arăt imediat. Gustați după gust, dacă mi-e trebuie piern negru sau alte ingrediente. Așa. După ce împlutura mea este gata, arată foarte bine, dar miroase foarte, foarte frumos. Dacă doriți, noi puneți orez, adică îi puneți numai carne, depinde de dorința voastră, și eu dau drumul la 70-80 grame de cașcaval înăuntru. Și atât. Și acum umplu chipărușii mei. Amestec chiar din nou. Un minut, două, ca să încorporeze orezul cu cașcavalul. Deci eu ardelul meu și eu adaug întrâns umplutura mea de oreț cu ciuperci, cașcaval, atent. Dacă să mă întrebați cu siguranță, Dana, poți să iau alt tip de ardei? Da, poți să ai ardei de care tu dorești. Așa. Și adăugăm tavă de copt. Așa procedăm cu toți ardeii noștri. Deci chipărușii mei sau ardeii sunt gata și eu acum presurc puțin cașcaval deasupra. Îi dau la cuptor pentru 25 de minute, când trânsul aproape este tot gata, dar trebuie să moai chipărușul și pieptul de pui, adică cărnița de pui. Această rețetă cu siguranță s-o iubiți foarte mult, că este și pentru masa de sărbătoare. Ce repede se fac și o gustoșenie nemaipomenit. Deci acum merge la cuptor. Ardeii mei sunt gata, foarte bine arată, foarte gustoși, perfecți, minunat, s-au copt foarte bine, ia uitați-vă, ia uitați-vă, nu s-au format, s-au prins foarte bine, sunt crocanți și acum putem să-i servim cu mare drag. Perfect, nu vei regreta de această rețetă, se face foarte repede, gustoasă, perfectă.